Ia mă, nea! Ia tu, nea! Ia mă, nea! Când am fost eu copil, era rarități vacile. Nu au fost mai mult de 3 vaci în tot satul, numai bivoli erau. Că la fiecare casă, dacă nu pornea cu 2 atelaje ca să iasă din curte, cel puțin cu unul era. Că numai aia a fost existența de trai. Nu arai, nu mâncai. Până în ce apel. După aia, păi, s-au schimbat treburile. Dacă am fost obișnuiți, de când am fost copil, nu să avem bivoli. N-am avut nu, câte unul, doi, cal, căruță, atunci pe vremea aia. Aducem măcinișul aici la mare cu căruță. Satele aparținătoare, în special de aici, din Filia. Și mai de la Ciurila, mai vineau ei și aveam nevoie de ei. Domnule, eu ți-ai ghibul de când am fost mic. O țin-o părinții mei, bunicul meu, tata, eu. Și eu, în continuare. Cât ori mai putea, că dacă nu avem ciordă și ne ținem pripovnice și pun grași. Mai ducem pe la preții în vara în pășură. Eu când m-am angajat în 1980-79, a fost 110 vite în sat. Era jumătate vaș, jumătate bivol. În 80-79. Și pe urmă tot s-a împuținat până am ajuns. Mai are unul, două vaci și la pensiune mai sunt 6 vaci, la finul meu. Când am fost de oficior, aici era peste 100, dar mai mult de 100 era. Era 2 ciurde, avem ciurde aici și avem ciurde în capătul satului din sud. Ai fost în Italia tânăr, erau mai mulți ziboli pe aici, prin sat? Păi să zic că erau... Probabil că erau și câte 250-300 atunci la început. Pe urmă, cam dispărut. Mai ales că a venit colectivul, era cu greu să ții un animal. Fiindcă tot notrețul s-a adunat la ce apeu. Atunci mai costă câte un răzor undeva, trebuie să dai, să iei 30% persoana care costă și l-aduna, pe un răzor, pe undeva, pe unde era mai rău de adunat, 30% la om și 70% la ce apeu. Și oamenii era greu ca să își adune un pic de fân pentru timpul iernii. Astăzi în sat mai sunt 5, 7, în jur de 20, că mai mulți nu mai sunt. Cam așa, în jur de 20 de bine. De tăți. De tăți. Mai este unul cu 2 de bine. Atât. Și dumneatale. Da. Atâta. Și înainte erau 270-300 de diboli. Și era ciurdă de cai, ciurdă de diboli. Și ciurdă de var, că umblau separat. Apele nu mai sunt 2, 4, 6, 8. 8 și 1 și au 2. 8 viboi și acolo mai are unul, ăla nu știu cât are, că l-au mai mulți, nu știu dată de ei. De ei acum au sârma de aia și bagă curent. Asta au vedea alea. La curent și animalul când de curent se retrage înapoi, se teamă, știi? Și acum pun numai și ață, ia acolo și se teamă animalul și nu, își puțină, pe nu sunt, era ciurde, zicea de aici, ciurde. Și-o formă, îi băga unul, un om, să grijească animale și plătea pe, de fiecare animal, plătea atâta costă, nu și acum, de un divor, 3-400. No, și nimic, înainte și îi da cereale, o litră de grâu, 20 kg, 15 kg. O litră de grâu, da, 15 kg, sau o litră de cucuruz. Și pentru și banii ar mai puțini. Și da și slănină și pâine. Cum face târgu. Se dădeau la ciurdar. Se dădeau la ciurdar. Dar acum, eu câtva timp, numai trebuie să dai bani. Și pe bani. Depinde care cum poți. Nu știu. Nu, da? Atunci a grijat animale pentru
bucate pentru bani, poți să înțelegi cu omul. De tari, de boli foarte tari, față de vaci. Sunt boi de bivol. Doi boi de bivol trag un tank, atâta putere au. Boi de vacă mai slab ca și de bivol. Și prindea la cară, domnule, eram în pădure și la plug și la grapă. Dar aia obișnuia de mici, când era de două, aia o punea lângă una care știa trage. Și atunci aia aducea cară și asta ținea jucă cu ea. Trebuia învățați de mici. Da, sigur, că după ce e mare apărut, mai poți pune cu el, că îi putea atunci. Cum să ține un bivol? Nu se ține prea greu. Numai să ai ce să-i dai de mâncare. Să poți aduna vara, dacă nu altceva, păină să-i dai din greu, că e prea timp cu tine. Îți dă și laptele dacă îi dai o minie, dacă nu. Animalele astea le trebuie să aibă apă și umbră. Asta e foarte important. Le poți ține în arșii să n-aibă apă. Să scaldă ele, dar trebuie să aibă umbră și să aibă apă să bea și să se schelde diburi. Vacile tot așa, dacă n-au umbră, nu le ușor. Până la vârsta asta, câte părești de dibule ai înștiimbat? Da, păi n-aș putea să vă spun. În orice caz, am înschimbat, dar am pus și crescut de mine, care am crescut eu. Care nu, deci nu am cumpărat de la altul, că i-am crescut de la mine, din gospodăria mea. De când au vătat? Da. Numai ăștia e cam problemă, că numai cam la 3 luni, de exemplu, dacă ții un vițel, o giunincă numai cam la 3 ani, fată, dacă fată la 3 ani. Ăștia de vacă salcă, ăștia la 2 ani de zile cu vițel. Cât lapte dă un dibon? Ăsta care l-am avut acum cu lapte, după ce prăpădim, cum zicem noi, vițelul, până la 8-9 kg de lapte îmi dă. Iarna și le dați de mâncare? Fâni, o tavă, ulei. Asta e mâncarea lor. Vara aici am pășunat. Dar pentru atât trebuie să le dăm acasă. Trebuie să fie trocul cu făina la gura lui, ca să-ți dea laptele. Alea n-au sărbătoare. Cine ține n-are nici cel ce ține sărbătoare. Că aia trebuie să-i dai dimineața, seara, să o îngrijești ca altfel. N-ai sărbătoare, n-ai nimic. Cine ține animale, îi fără sărbători. Te scoli dimineața la ora 6, te scoli până pe la 10, ai terminat cu ele și ai un timp așa, să zic, mort, care să te odihnești sau să-ți faci alte treburi, până pe la ora 3 iară după masă. De la 3 iară ai început până se întunecă. Când s-a întunecat, ai terminat treaba.
cine ține animale, musai să fie după ele. Cum e cu mulsul la ghibor? Păi dacă ți-a dus o persoană străină și nu mai mulți, la nu stă să o mulți. Unii stau, unii nu stau, dar astea scaduri se întâmplă cam 5%. Să zici că numai te duci și te-ai așezat la ea și mai mulți. În rest, au multe năravuri, multe suci. Sunt mai pretențioși decât vacile și la mulți sunt mai pretențioși. Da, care îl cam crești tu și știi, no, ăsta e bun, ăla se dedă cu tine și n-are probleme. Ce sunt animale? Vai de mine, așa te simte, numai să nu fii nervos, că ești nervos, te lasă în baltă. Te lasă în baltă însemnând că nu mai slobau de laptele. Nu slobau de laptele. Dar trebuie să fie așa, să umbli ca și cu câte o... Nu știu cum să spun, să te porți ca cu o fată mare, cum e povestea. Da. De câte ori mulgeți ghibolii pe zi? De două ori. De două ori. Da. Până la un timp de două ori, după aceea te trezești numai când trece cam de vremea jumătate, cum zicem noi, că ghibolii fată la 10 luni jumate. Când trece cam de 5 luni, 6 luni, apoi nu-ți mai dăm doi lapți. Atunci numai odată îl mulși. Și cel puțin 3 luni de zile să-l lasă în țărci ca să dezvolte vițelul. Laptele de bivol e gros ca molterul. Nu se compară. Nu se compară cu laptele de vacă. El are 3,5 grade când are bine. O vacă fătată de atunci, proaspăt, are... Că zic, 3 grade, dacă are 3 grade la pâine. O bivoliță care e fătată din aproximativ 6 luni, aia ajunge la pâine la 9 grade, grăsime, 9 grade. Este aparat anume pentru verificat la pâine câtă grăsime are. Deci, dintr-un chil de lapte faci, de bivoli să faci 3 de vacă, dacă diluezi, să zicem așa. Ce se obține din laptele de ghibol? Păi și smântână, are grăsime multă. Poți să faci caș. Ca și cum faci caș de lăvoi. Poți să faci telemea. Poți să faci orice produs din ce vrei să faci. Din orice lapte. Cum avem chiar din cumpărat și no, laptele mulgem curat. Cu cana, fiecare subiect, să strecoră și... Dar dacă îl mulgi în cană, domnule, îl mulgi. Dacă ghibolii spălați, nu-s plin de noroi. Dacă nu merg în pășune, nu vin plin de noroi. Dacă înainte vineau ca hipopotanii, domnule, erau. Și trebuie să-l speli în curte, că altfel nu puteam, nu te puteam plăcă de el. Cum e mai bun să-l bei, șert sau neșert? Depinde la fiecare cum îi place. Laptele de ghibolii dublu la grade. Încă poate mai mult. Ăsta are până la 8 și ceva grade. Și de vacă 3 și 5, până la 4. Da. Cât e litru de lapte de ghibol? Noi aici cu 5 lei. Cu 5 lei. La Turda am înțeles că e 7,50 lei și în iara și 7,50 în piață. Dar îmi convine, mă duc el până pe masă și îmi dă banii lunar sau zil, decât să stau în piață, îmi bii, hai ia de la mine sau nu știu ce.
mi-ai cumpărat un ghibol? Pentru ce meții? Mai ai putere? Deocamdată mă simt în putere. De-aia am cumpărat. Și unul singur nici nu-i place în grajd. Nu-i place în grajd de unul singur. Mai ales iarna, păi nu știi cum să-l poți mulțumi să stai cum trebuie în grajd. De-aia am cumpărat. Pe imaș, este șurdar? Da, acum au dus șurdar. E de aici din sat? Nu, îs niște țigani. Oare de ce s-a lăsat lumea de ghibon? O parte din oamenii s-au dus. Am urmărit cu bătrâniții. Ceilalți nu mai țin, s-au ocupat de altceva. Navetiști. Eu am rămas în sat că am fost tehnician veterinar și nevastă m-a lucrat în post. Și am fost aici pe comun și am ținut în continuare. Păi, dar n-are cine ca ăștia bătrâni care ar lucra, ține. Nu mai pot am. Și aici tineri să duc. Nu așa ăștia cam ne pot. Vine să uită la divul. Și el se zice, nu merge, ce nu se merită, nu vine cumpe. Este pe piață alimentară, de găsă și lapte și brede, ce vine și cumpe, nu? Și nu se zice că dacă are servici, are bani, cumpără. De ce să meargă și o să pui ceapă, să pui pe aici rabat. Nu, pentru că nu se merită să plece acolo. Altul care vrea, sunt și este, face plantație, face orice, dar nu oricare direcția, nu? Oare mai vedeți așa o speranță ca tinerii să se îndrepte spre creșterea ghibolilor? Mai sunt. Acum am văzut și la Surduc, au început niște tineri care să cumpere. Au avut oi, au vândut oile și au început să cumpere ghibol. La Iara, cum v-am zis, la Iara sunt mai tineri decât noi, ei au fermă de ghibol. Au vreo 3-40, cred că au. Da. Oare îi țin din drag tinerii ăștia sau îi țin mai mult pentru fondurile europene pe care le dă statul? E, și din drag. Și din drag îi țin. Dumneata le ții din drag? Eu din drag îi țin. Din drag îi țin. Fonduri europene la noi, de exemplu, dacă n-am avut în anul de referință, că sunt niște ani de referință, dacă n-ai avut în 2013 trei bivoli, nu beneficiezi prea mult. De 7 milioane ne-au dat și acum, 7 milioane. Dumneata, câte vreme te mai gândi să ții ghibole? Am mai câte sănătos îi ții, măcar unul, dacă nu doi. Nu, acum am un vițel, dar pe unul dau la toamnă, în aia mare. Cât ai fi sănătos de ții. O gospodărie, dacă n-ai animal cu lapte și por și oaie și cală, pe aia nu-i gospodărie. Cu găini și cu por, ai jumătate de gospodărie. Îl mai ții cât por. Că îmi permite sănătatea, că nu, ce să fac? Și după aceea și să-l alege din? Dumnezeu cu știre. N-ai ce faci. De unde să știi? Încotro credeți că s-a îndreptat soarta țăranului? Nu știu ce să zic, nu știu, e un semn întrebării. Nu au dragostea de animale, ca și pe vreme. Ca să mă crească ghibole aici în sat, eu nu văd. Deși ar și pășune și este apă și mai avem niște peri de 200 de ani rămași acolo. Care eu s-o uitau am mica la soarele, să nu tai inimă în păr. Acum s-o mai tăia după ce... Pe ce nu mai făciune? Numai aici la noi, să știți că e foarte greu, că dacă agricultura asta aici la noi, în zona noastră, cum e o zonă cam de muntoasă, dacă nu ai și ceva pensie, cam greu mă-i gospodării. Terminăm noi și ei termină cu ele.